Au spus că așa ceva nu trebuie să se întâmple, ca FCSB să joace pe Steaua, că n-ar trebui să îi se permită. Uitați că li se permite. Sau aveți vreo informație că până la urmă totuși nu se va întâmpla? Din informațiile mele personale, până acum s-a bătut palma, să spunem așa. Așa. Acum, nu știu ce informații aveți dumneavoastră. Nu, nu, vă întrebam, așa știm și noi, dar ideea este că nu s-a semnat. De asta vă întreb. Același lucru pot să vă confirm că am aflat și eu. Da. De aceea, dacă nu s-a semnat și având în vedere toate valsurile astea ale CEO de la CSA, multe chestiuni legate de FCSB, unii ar putea să creadă că, de fapt, au bătut palma dacă această semnătură nu va mai veni la timp. Aveți vreo informație genul acesta sau nu? Vă dați seama că mă depășesc aceste lucruri. Nu, vă întreb că între noastre, între suporteri, nu vă întreb ca o persoană oficială. Dacă ați auzit ceva, dacă... Da, mi se pare logic să găsească orice modalitate de a tergiversa, de a face orice pentru a nu se juca, mai ales în contextul actual care l-ați prezentat și dumneavoastră, nu? Da. Ce spuneți de... cum vedeți intervenția lui Florin Talpan sau ceea ce face el în toată această situație? Din punctul meu de vedere, el își respectă, să zic, fișa postului. Este un angajat al clubului. Un club care, efectiv, prin ce a prezentat, nu vrea să aibă de-a face cu a doua entitate, cu acest CFCSB în stat. Mai mult, mă depășește și pe mine, pentru că n-am vorbit personal cu persoanele. Da. V-am spus, din punctul meu de vedere, el își face treaba, adică de jurist al clubului. Domnul Tavan, astăzi un reprezentant al FCSB a fost atacat cu o sticlă, sau mașina a fost atacată cu o sticlă, se presupune că nu de un suporter al FCSB, ci de unul al Stelei. Cum priviți acest incident? Da, e un lucru neprobabil, dar nu trebuie să se ajungă aici, dar haideți să dăm în urmă puțin tot ce s-a întâmplat, toate atacurile împotriva Stelei, toate denumirile CSA, deci nu mai e Steaua, nu mai e cel mai mare brand al sportului românesc. Și asta mă refer la toate medalele olimpice, mondiale, europene, adusele sportivii Stele. Brus de vreo 2 ani sunt sportivi ai clubului sportiv al armatei. De ce uitam să pronunțăm numele Steaua? Există probabil și anumite frustrări și din partea noastră. E neprobabil ce s-a întâmplat, dacă e real ce spuneți, nimeni nu încurajează astfel de fapte, dar haideți fiecare să fim corecți și să ne vedem. Eu sunt suporter al Stelei, eu sunt suporter al FCSB-ului. Nu avem treabă unul cu altul. Fiecare își susține echipa și mergem înainte. Ok, iarăși există temeri că se vor infiltra suporteri ai Stelei, că vor exista probleme, conflicte. Știți ceva? Vă bănuiesc că se va întâmpla așa? Nu pot nici să vă confirm, nici să vă infirm acest lucru. Dar credeți că e posibil? Nu se pot controla, hai să fiu și ori mai 300 care suntem. Poate unul din aia 300, fără să țină cont de până la celorlalți, o vor face. Nu știu ce să vă spun. Da. Nimeni dintre noi nu vrea să se ajungă la chestiile astea. Cum... E un lucru simplu și am mai spus-o. Rapid nu i-ar da aprobarea FCSB-ului și ce pădurești. Dinamo, ipotetic vorbind, dacă ar avea stadion, la fel nu i-ar da aprobare. Asta e o părere, dar nu știi. Că până la urmă și ei sunt supuși acelorași reguli ale unei entități publice. Nu. Dacă nu mă înșel, poate greșesc eu. Au încercat cu Giuleștiu și răspunsul a venit imediat. Plus reacția suportului. Nu, a fost o tentativă așa, mai mult era bănuită, nu era oficială. Și cei de la Rapid le-au zis, poate că nu vreți totul să faceți asta. Le-au zis că nu. Poate că nu v-ar conveni. Vedeți, dacă am fi spus noi așa, s-ar fi întors lucrurile și cine știe ce s-ar fi spus. Că e violență, că amenință sau asta. Mai e o miză a meciului ăsta. Mulți spun că în momentul în care va putea să joace FCSB acolo și va umple stadionul, ceea ce Steaua nu a reușit, atunci va exista această
se va tranșa această chestiune, cine e Steaua. Da, exact. Există acte prin care se dovedește clar cine e Steaua. Cine da, vrea. Sigur, în afară de chestiune din justiție. Okay. Ok, haideți să discutăm altfel. Noi am jucat cu Dumbrăvița, cu Schellinberg, cu 3.000-3.500. Hai să o gândim și invers. Dacă FCSB-ul ar juca Liga 2, ar avea un număr mai mare de suporteri în Liga 2 cu aceste echipe. Nu știu, aici chiar e un exercițiu de imaginație. Bun, pe care... Depinde dacă ar avea echipa asta de acum și patronul acesta cu prezența lui sulfuroasă sau cum vreți să-i spuneți, poate că ar veni, că oamenilor le place spectacolul, de orice fel. Nu există. Uitați-vă, vă dau exemple, fără să mai nominalizez ca să nu fiu, să zic, răutăcios. Echipele tradiții nu joacă cu primele două, trei clasate sau cu rivale. În prima ligă au 3-4 de spectatori mici de meci. Bine. Noi am avut în Liga a doua, în situația în care suntem, eram și nu puteam promova, dar nimeni nu a pus problema și invers. Și încă un exemplu, cu măsurile de siguranță au fost nu 21.000 cât s-a scris cu Dinamo, au fost aproape 25.000. În situația în care colțurile tribunelor și apeluzelor din, cum să spun, dispoziția jandarmerii au fost obligați să le lăsăm goale. Deci putem spune că și la acel meci a fost sold out. Pe același lucru se va întâmpla și acum. Să vedem. Da, nu. Exact, acum că vor, da. Da, vor lăsa. Da, da, vor lăsa. Da. Altă o chestiune care, pentru asta, cred că e chiar mai importantă. Ce se mai aude cu dreptul de a putea promova în caz că obține pe plan sportiv această o clasare pentru așa ceva? S-a avansat Steaua în sezon, pentru că suntem aproape de termenul limită. Steaua va reuși să facă asta în sezonul viitor? Din ce știu eu, sunt negocieri și chiar avansate. Se așteaptă să se pună anumite, probabil, anumite condiții. Știți cumva cu cine? Aveți vreo informație? Chiar dacă am, nu sunt sigur și nu vreau să dau nume ca să greșesc. Da, da, în regulă. Asta sună. Dar există corect. Discuții avansate. Discuții avansate, bun. Ce o să face sâmbătă seară de la ora 21.30? Chiar au fost câțiva, să zic, camarați, prieteni ai noștri la discuția cu jandarmeria și cu Poliția Capitalei și am înțeles că li s-au impus niște lucruri care nu mi se par normale și corecte. Adică? Să nu apărăm în zona stadionului cu câteva ore înainte și după. Ce fac cei care stau acolo? Și eu sunt tot. Stau în preajma stadionului. Dar nu cumva să nu apăreți grupați, organizați și cu benere și cu... Nu, sub nicio formă, cei cunoscuți să nu apară pe... Chiar și dacă sunt singur, chiar dacă două persoane... Și dacă apărești ce? O să suportăm anumite... Păi în baza cărei legi? Asta am întrebat și noi, dar nu ni s-a luat o explicație, chiar mi s-a impus. Și explicația asta a fost, stați puțin că, în mare parte, suporterii Steaua sunt în drumul taberei. Ce o să fac în acea masă? Să zicem că o să fie în zonă. Să le asigure un sejur pe litoral. Vreau să mă duc la piață, vreau să mă duc la un magazin, vreau să ies cu soția sau ce fac. Da. Ați auzit ce a spus patronul la FCSB, șeful jandarmilor? Nu aveți nicio grijă, rezolvăm noi tot. Și aceste lucruri, eu nu am dat nimeni, nu a jignit pe nimeni. Cum? Nu v-am auzit, vorbim mai târziu. Nu a jignit pe nimeni. Îmi cer scuze. Zic, mi-a plăcut niciodată să nu dau exemple, să nu nominalizez, să nu jignesc. E problema dânsului. Dânsul știe ce discută, dânsul probabil că... Eu mă referam din perspectiva șefului jandarilor, adică i-au dat asigurări că totul va fi ok. Da. Dacă aici ajungem și șeful unei instituții vorbește cu o patron de club sau cu o persoană fizică și poate să dea sau, nu știu cum să zic, chiar nu știu cum să numesc chestia asta, asigură un om că face împotriva altora un lucru și celorlalți se pare normal, am ajuns la rău.
Bun, mulțumesc, Dorin Taban, mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Avem echipa Farului în meciul de la Tiraspol.